Bine v-am găsit, băieți și fete, regi și regine, prinți și prințese, maneliști și trapper. Bine v-am găsit într-un nou episod în care reacționăm la trap românesc. Știți cât e de cringe și de interesant, o să fie amuzant, o să ne distrăm. Astăzi reacționăm la Trap Doctors, e rău, dai bine, cum ar veni. E, când mă gândesc la Trap Doctor, nu știu de ce mă gândesc cu gândul la mă gândesc la Costi. Știți că într-o vreme, sau doar mie mi se pare asta, Costi parcă își zicea Dr. Costi sau ceva de genul ăsta, era un fel de doctor al manelelor, da, așa, cred că băieții ăștia sunt doctor ai trap-ului, cât de tare, hai să trecem la treabă. Nu uitați de mare, mare lec, da? Să vedem despre ce este vorba. Bun. Mamă, tăticule, le-a luat foc mașina, atâta fum. Numai cu ăștia să nu vrei să fii în mașină. Pe bune, dacă ești nefumător, nu vrei să intri cu ăștia în mașină. E rău, dai bine. Ok. Stasia, oh, ce să fac, deschid ochii dimineață și am numai prostii în cap, oh, mă joc la păcănele pe VC, mă oh. Ok, o să trebuiască să ce... O să trebuiască să pun niște bipuri aici, bă, ce mă disper. Așa lene mi să pun bipuri azi, vai, sper să nu fie multe. Dar nu știu ce cu șerpi aia de la el din cap. De ce nu mai există bărbați în ziua de azi? Nu putem să avem niște freze normale, domnule? Și-am făcut un miliard, Ok, scuze, m-am blocat, mi s-a... m-a luat un pic cu... Sincer, nu știu ce zice acolo, din două motive foarte importante. Unul, chiar nu înțeleg ce zice, că nu se înțelege, tăticule. Și al doilea ar fi ăsta. Eu nu mă pot concentra, eu cred că ăsta e un trap. Ăsta e o capcană aici, că nu mai poți să fii atent la piesă când... Nu poți. Eu nu mă mai uit la film, îmi dau la tine. Ăștia se supără că se saluri, acasă sunt mine. Ăsta e mersul, urmează-ți interesul. Dacă nu știi să faci nimic, măcar într-un benzo. Ascultă-mă, prințeso. Dacă nu știi să te f***i, n-ai venit în friendzo. Iar trebuie să pun bip. Trăznească, bine, să-mi jui ipocrit. Bine că pun bip pe înjurături, dar pe... Da, am zis să vă bucurați și voi, ce să tăt atâta, hai să continuăm. Dai bine, dai bine, mă doare la... nu merge bine. Da, de ce trebuie să înjur, că trebuie să top un bipuri. Pe bune, mă demonetizează ăștia și nu-i bine. E rău, dai bine, dai bine, și când nu fii mai rău, să ne fii așa de bine. E rău, dai bine. Ăsta îmi place. Ăsta îmi place. E share, n-am fost niciodată fan al șerpișorilor, dar freza ceala, zici, mi-aduce un pic cu connector în tinerețe. Ăsta e tati, it is nice, faraon. Zici că mă uit la manele, doar că strep. Da, știi care e faza? Râdem glumind, dar refrenul sună bine, adică e melodios așa, atâta că n-am mai sunt în jurătură, dar nu sună rău, față de mizerile cu care sunt obișnuit, cu toți copiii care fac trap și chiar n-au nicio treabă cu nimic, asta sună, să fim serioși, dacă ar fi fost în engleză, v-ar fi plăcut. Adică am văzut clipuri cu Nicki Minaj mai decât ăsta e chiar e ok. Mod americană, ce să mai. Fii mai rău să ne fii așa de bine. Mă trezesc, verific banii, au crescut că i-am udat cu șampanie la comandă că nu m-a... Deci ce a zis că au crescut banii că i-am... Ok, ăsta e fain versul. Verific banii, au crescut că i-am udat cu șampanie la comandă că nu m-am mișcat din pat. Am zis că dacă tot sunt tare, stat în casă, ce căcat. Măcar să-mi vâr ceva și eu, că de-aia sunt băia cu cap. Vă-mi place, e Caterinca, e... Cred că nu se iau nici ei foarte în serios, ceea ce e bine, e nice, adică ai nevoie de așa ceva din când în când. Da, e un joc de noroc, dai o mână pe 5 lei și poate-ți dă atât de mult încât să îi spași cu ai... Ce pe scrie acolo? Stai, unde, aici? Ok, nice, îmi plac inserturile astea și aici e ceva de asta, de soldat, de ceva, de război, de ceva, ok, interesant. Îi spași cu ai tăi, dacă îi pierzi, bro,
fi supărat, mă. Uite-te în jurul tău, măcar ai încercat. Piesa îmi place până în punctul ăsta, sincer, dar e prea mult pornoșag. Pentru gustul meu e parcă prea mult. Da, lumea l-a luat-o razna, la frângeți în brațe fata și spune cât de mult o iubesc. Și ce v-ați măzgălit, mă, fetelor, mă? E pe bune. Deci am văzut iritații de piele mai frumoase decât astea. No, sincer, ce e asta? Ca să ce? Ești mai fain așa cu ăla, e pe bune. Și ăsta ce-i? No, pe bune. Sau cel puțin mergeți undeva unde vă face tatuajul ăla mai scump, că... zici că-s desenele mele din clasa 5-a, no. Când mai și scăpam cu acoarele acolo peste și se întâmpla, că e pe bune, măi. Oare mi-ar sta bine cu părul roșu? Am fost și sărac și bogat. Cum e asta? Am fost și sărac și bogat. Nice. Am riscat și am câștigat. Am câștigat. Prinde așa. Să mai rău, să ne fie așa de bine. Rău, dai bine, dai bine. Mă doare la p***, când merge bine. Rău, dai bine, dai bine. Și când nu fi mai rău, să tot așa să ne fie. Mă rog, n-am prea învățat versurile, dar te prinde. Bă, Caterinca, mi-a plăcut. Câte vizualizări au? 27.000 din septembrie până acum? Ok. Nici eu nu fac extraordinar de multe vizualizări în general, dar asta totuși e un clip muzical, adică astea în general fac mai multe, parcă e păcat, sunt atât de mizerii în trending, cum de asta n-aș... Stai să văd ce mai au pe aici. Au acum 3 zile piesă nouă, ia să vedem. Suntem tot pe Caterin că păr tăiat. Stai că și-a tăiat codița la în sfârșit, nu. Suntem bărbați. Dana Budeanu ar fi mândră. N-am timp, azi nu răspund la telefonul închid. Îmi fac o țigară și eu fumez rapid. Am o combinație, îmi aduce profit. Trebuie să fac fan, damn. N-am timp, azi nu răspund la telefonul închid. Îmi fac o țigară și eu fumez rapid. Am o combinație, îmi aduce profit. Bă, dar cine să... Bă, sună bine aici. Cine să... Eu n-am auzit până acum de ei, dar e pe bune. Shatra Benz au devenit cunoscuți cu chestii mult mai nașpa decât astea. Nu zic că ar fi nașpa, stați, nu-mi dați cu hate. Dar au și piese mai... Dar, bă, asta chiar sună bine. Cum de nu mi-a trecut pe la... Să fac bani, da. Viața e scurtă, trebuie să mergi la muncă. Oricât de mult te face tot, n-o să-ți ajungă. E haos și junglă, rutină prea multă. Când se lasă seara, dai o bucă la româncă. Hai de mea. Ok, asta e mai pe seriozitate, dar tot au niște versuri. Au de o dumă în asta amuzat. Să ții mașini, să o arzi în bășin. Ți-ai promis de mic, o să faci un milion. Tu te-ai născut rege, ăștia te-au făcut pion. E momentul tău să zbor ca un avion. Cine a rămas lângă tine când n-ai avut? Cine a fost cu tine încă de la început? Cine te-a ajutat? Bă, sună bine, doar mie, sunt eu nebun. Atunci când te-a durut? Cine te-a ridicat atunci când ai căzut? Azi nu răspund la telefonul închid. Îmi fac o țigară și o fumez rapid. Am o combinație, îmi aduce profit. Trebuie să fac bani, de-aia n-am timp. Azi nu răspund la telefonul închid. Îmi fac o țigară și o fumez rapid. Am o combinație, îmi aduce profit. Trebuie să fac bani, de-aia n-am timp. Ok, să ne înțelegem, că poate mi-au hate de pe partea alaltă și nu vreau, nu-s de acord neapărat cu mesajul, dar în general cu țigări, droguri, femei, dar ăsta e mesajul în general în genul ăsta de piese și în sincer, alea care străine sunt și mai rele și ăsta e mesajul, dacă mă iau de mesaj nu o să fiu de acord în general cu genul muzical, dar piesa sună bine, îmi place și... Mă mir că au atât de puține vizualizări. Trap Doctors. Nu mai stăm până la final, că în fine, asta nu-i Caterin. Că aia era amuzantă, dar asta e... No, ok, sună bine. Dar nu e nimic amuzant și nu cred că are rost să... Dar...
Vă las linkul în descriere dacă vreți să ascultați. Și vă las cu canalul în sine, că e acolo pe prima pagină, că mi se par chiar underrated. Adică am reacționat la chestii absolut oribile. Sincer, astea sunt chiar lucrate. Ok, mesajul e puțin vulgar pentru unii ca mine, poate alții ca mine care sunt un pic, dar ăsta e genul de muzică. Sună bine, e ok, îmi place, like. Și chiar ar merita mai multe vizualizări. Cum merit și eu pe canalul secundar de gaming, unde dacă nu v-ați abonat, vă aștept cu mare drag, postez în fiecare zi acolo și, sincer, dacă fac 200 de vizualizări la un clip pe ăla de gaming, nu prea vreți să veniți voi acolo, nu știu care-i faza, nu știu ce se întâmplă, dar vă aștept cu mare drag, da? Hai, diseară suntem live pe Twitch, vă pup, repet, linkul ăsta cu ei, prima linie în descriere, vă las să intrați la, bă, mi se par nice, respect, de la mine. Bun, like, share, subscribe, pentru comentarii, comunitate, vă pup, ne vedem data viitoare, numai bine, pa, pa! Dimineața când mă scol, dau drumul la rezervor și apoi din dormitor către frigi mă răscol. Îl deschid de lochez din privire la măgesc, că dacă nu mă lavar pentru ce mă mai trezesc. Îl înghit, îi vorbesc, dar e gustă să-l găsesc, dacă iau o bucață ca simt că nu mă mai opresc. Le bărt din fică de por, la el mereu mă-ntor.